reprezenta fiecare membru al familiei, ci va reprezenta și relațiile care se află între membrii familiei. Într-un anumit fel, fiecare găsește maniera lui potrivită. Sunt întrebări până aici. A doua zi, la Dubrava Soarelui, am avut niște exerciții foarte interesante în care a trebuit să lipim anumite imagini reprezentative pentru trecutul nostru și au fost destul de multe desene foarte interesante, cum este acest desen al lui Alex, în care își reprezintă familia și cum vede el. Și consider că am mai adăugat o cărămidă la înțelegerea noastră, precum și la acceptarea trecutului. Și ne bucurăm că suntem împreună.